N-am să mai filmez, dar n-am încotro. Iată, din nou am găsit o situație asemănătoare. Au fost două. Am trecut în spate. În spate, matca s-a apucat, a fost o matcă mai puternică, mai valoroasă. Nu mai amintesc, eventual și eu am trecut tot cuibul în spate, văd că-s 2, 4, 5 rame. Și am lăsat în ambele. Diafragma, trăitorul la lucru. Adică pentru captarea varoa. Să vedem mai ce s-a întâmplat. Un trăitor mai cu... mai, de capacitate mai mică. Da. Albina este frământată să crească făgurel. Uitați-vă, dragilor, totdeauna cicelul numai de trântori, dar aici nu a fost atât de avansat ca din partea cealaltă. Deci nu avem, adică tu am văzut câteva ouă așa pe făgurel. Cred că pe asta am să o scutur, să-i bag un hrănitor mai mare, pentru că mă interesează să aibă hrană. De fapt, mi-am dat seama de la frecvență, dragilor, frecvența albinei la lampa de zbor, și albina zboară destul de frumos. Din nou este o familie puternică, din cele două, dar interesant este că șasa din spate, n-am deschis-o, dar deasupra, citind-o prin folii, faptul că a crescut acolo, mă aștept să fie și ea tot așa de valoroasă. Așa că o să o punem, lăsăm un pic deoparte camera, în timpul ăsta o scutur. Scutur, văd și mai bine care sunt... care-i situația. Aici văd în câteva celule a băgat și un pic de mieri. Așa că a ieșit un pic. Însă e foarte greu să... pentru consumul e maxim, mare. Acum să vedem și o ramă, două, numai așa de curiozitate, vedeți cam cum lucrează matca. Să vedem cum lucrează matca. Deci curiozitatea mea rămâne aceea, să vedem matca cum se desfășoară activitatea. Dar ăsta are miere, rama asta are miere de la greutate, de cum am ridicat-o. Uitați-vă, dragilor, albină destulă, stă bine albina, dacă mă gândim și gândim și la faptul că acum este în câmp, parte din ea. Aici văd găpăstură, o părâș masculii. Cred că a fost o ramă care a fost din seria aceea crescută într-o un bioscup și atunci au mai avut rame de trântor, că altfel cu celulă de trântor, că altfel sunt situații în care nu are celulă de când e crescut numai în bioscup fagurealul și are în spate acolo rama vedetoare. N-ai nicio problemă cu... Da, mă gândeam că trebuie să fie o matcă valoroasă. Ia să vedem așa. Să o urmărim. Să ne dăm seama de calitatea mătcii. După felul în care bate. Da? Deci dacă puietul este compact, este semn că ăsta este un puiet mai avansat, că a început să ecluzioneze. Da, e o matcă frumoasă. Așa se explică puietul acesta pe care îl are. Ia uite, am și văzut-o. Aceasta e matcă. Da, dragilor, aceasta e. O curță care face lucrarea asta de aici. A avut aici, a mâncat tot. Și în partea asta știți că sunt celule de trântor. În coroniță. În mai multe rame se întâmplă asta și mai ales în ramele crescute în afara biostupului. Cele care sunt crescute în biostup merg până cu celula până sus, numai de o albine. N-au nicio interes să schimbe.
șublerul la construcții. Și cum de felul în care se întâmplă să aibă figurelul la început, așa rămâne pentru câțiva ani de zile, cât vom folosi fărul de acela. Totuși, ne fac mai mare acum, pentru că cu toate care pe drama aceea simt că are nevoie de hrană. Timpul ăsta este cât se poate de capricios. Deci consumul este foarte mare. Așa că am pus și eu. Ar fi curiozitate să mă duc în spate, să vedem ce e acolo, pentru că și marca aceea din spate e tot atât de valoroasă, după cât îmi dau seama. Felul care a crescut casa asta, cere acum mutat în altă parte, adică dacă vreau să fac o treabă deșteaptă, după ce am mutat-o din față în spate, s-a dezvoltat până la nivelul ăsta și acum dacă nu mai are spațiu de lucru, o să o mișc, să iau bucleul ăsta, să-l duc într-o altă parte și atunci practic el suferă a doua oară, așa cum îi spuneam lui Traian, suferă a doua oară, dar iau albina călătoare și asta va fi o familie foarte puternică înainte de salcâm, să am albină cu legătoare și pentru noștri. Da, uitați-vă ce a făcut asta aici, uitați-vă, vă uitați dacă vă dau eu voi. Deci a început să crească și își face și el captarea varoa, pentru că genitorul acesta, nu, în spate aici lucrând, își face treaba. Eu am să mă uit repede să văd dacă are hrană, dacă nu fac același lucru. Bag o ramă, o clăditoare cu un hrănitor de ăsta mai mare, ca să am siguranță că treaba merge, să nu cumva să sufere. De fapt, urmează să mă uit în cuib. După cum a crescut pe deasupra, semnalul este că toate sunt pline cu puiat. Deci până în margine a ajuns cu puiat. Atunci când l-am mișcat, văd că am pus o ramă la clădit. Am avut curaj. Probabil că am simțit că e puternic, erau patru de puiet și atunci am mai pus încă una. Nu știu cum am gândit, oricum am gândit și m-am gândit bine pe măsura posibilităților mărcii respective. Deci dacă matca e valoroasă, puternică, suferă foarte puțin, foarte puțin suferă familia când ai mutat-o în spate, din față în spate. Și ca să nu mai lungez vorba, am să vă arăt, dragi ochi, bătută cu ouă toată asta. Ia să văd dacă se veți vedea. Și în fundul celui acolo se vede, se văd ca niște bastonașe. Sunt ouăle. Deci matca a ajuns aici. A bătut, asta înseamnă că este la margine, a ajuns cu puietul chiar la margine. Chiar un reușit ecluzionat, că se vede lucind în fundul celulei. Și asta înseamnă că cel puțin a treia zi, a patra zi de acum, și atunci a început să hrănească larva. Deci a ecluzionat deja. Așa că din nevoia de a vă convinge încă o dată și încă o dată că totul depinde de capacitatea mărcii, de aceea se impune să avem mărci puternice, valoroase și în astfel de situații te bucuri și tu de reușită. Ia să vedem ce spuneam, că aici
Abia a ajuns până aici, așa cred eu. Da. Da. A ajuns cu puietul chiar până lângă diafragm, lângă rama clăditoare. De aceea și ouat-o pe asta. Uitați-o. Deci aici vedeți puietul, da? Aici îl ecluzionează. Așa. V-am mărturisit că vă aștept la pe cei care doriți să cumpărați, pentru că eu mă restructurez cât pot de tare. Deocamdată vedeți că mă frământă să aflați exact ce trebuie făcut. Odată cu biostupă a ajuns acasă, dacă e pe 3, dacă e pe 2, ce trebuie să faci? Exact ce aici am făcut și eu aici. Ia să vedem și pe asta. Da. Îmi dau seama că și asta e oată, nu poate să fie trecut pe acolo fără să o și pe asta. Da. A fost o ramă, o clădit-o, o bătut-o cu puie. Vă spuneam că celula e de alumină până sus. Da, până tocmai până sus. În rest, toată porțiunea asta de unde se vede lucin în jos, sunt numai larve. Numai răbdarea unui operator nu am eu. Da, trebuie să mișc foarte ușor, știu din discuții care purtam cu operatorul, numai că iată-mă pe mine, tot că mișcările mult mai bruște, mă iertați că criza de timp mă face să nu am atâta răbdare. Așa că v-am arătat și acest lucru, deci a fost mai din timpuri făcut. Matca puternică a ajuns până la capăt, a și ouat aici. Dacă o mai lăsam câteva zile, asta toată era căpăcită și căptam varoa aici. De ce nu o las? Nu m-am dus cu ramele până la, cu cercetarea până la capăt și nu știu dacă am rezervă. Și din cauza asta mă gândesc să aduc o ramă cu un hrănitor mai de la mare. Deci, nu... Când mă ajung eu, nu știu cât mă ajung, dar trebuie să ajung, când ce-mi dau seama, trebuie să ajung. Pentru că ăsta cere extindere. Deci el cere să plec de aici cu el, să mă duc în altă parte, să-i las aici albina călătoare și albina călătoare va fi cea care se va lipi. Îi iau diafragma cu patru ochiuri și devine un singur stup, o singură familie cu, așa cum v-am arătat mai devreme, pe cel care am spus că mă duc în spate acolo și duc o parte din rame, am dus parte trei rame sau patru, nu mai știu exact. Tot dacă am vorbit de treaba asta, haideți să și vă arăt, să vă arăt chestia asta. La familia anterioară, dragilor pe care am vizitat-o, am trecut în spate aici un număr de 4 rame. I-am pus hrănitorul acolo, sigur va trage urgent și ca să am siguranță așa l-am văzut destul de slăbut mâncarea, din consumul foarte mare, i-am mai pus aici în față încă un hrănitor mare cu mâncare. Da? Deci, na, l-am vizitat, l-am aranjat, cum se zice pe ăsta. Ăsta n-am treabă, că e o singură matcă, circul albina de colo până acolo, i-am dat și drumul la rampa asta de zbor pe aici. Cât de curând o să meargă pe trei guri și treaba va fi foarte bună. Hai, gata, vă las, la revedere. Vă las.